30 de minute. Dimineața. Sfințești cântând un plan, cu doi mergători trezești un brav cobor, prin multe sărbate meleci frate de frate, cu trei de ciocărlie ne chin spre veșnicie. Prin 22 de tuburi fermecate, croiai o cale nouă spre rădăcini curate. Prin baia din subsol gustai uitat folclor, iar fora în șapte scări era toată dureri, de atâta drag de cântec cu buze sângerânde. Așa ce tricolorul l-a zăreslit poporul, stropind cu sânge brav meleagul nostru drag. Cu nai sau ocarină, cu fluier sau cabal, țești muzică divină ca pe un covor floral. Cum mai țesea cu minte și mama ta, Maria, de flori și dulce cântec, lumina, fericirea? Ești vast, dar te-a cuprins o carte ca un vis, comoară pentru cuget și lacrimă de suflet. Ai merit cultural, un ordin chiar regal, că-i de la București, maestre, să trăiești! Președinta Uniunii Scriitorilor Europeni, filiala Republicii Moldova, reprezentanta familiei Ciugureanu, a prim-ministrului întregitor al Basarabiei cu România, Daniel Ciugureanu. Foarte frumoasă poezie. Să zic că studia propun cartea tot în mare. Eu cer scuze că și așa am lungit-o cam mult, v-am obosit un pic cu toată lansarea noastră, dar așa e peste tot și la spectacole, toată lumea vrea să spună că mai mult să vorbească, să...